Imaginează-ți că ești la o plimbare într-o zi minunată, fără nicio grijă. Păsările cântă și soarele strălucește pe cerul senin. De fapt, soarele pare mai strălucitor decât de obicei, și, dacă te gândești mai bine, ai o senzație ciudată pe piele. Se dovedește însă că obiectul luminos de pe cer nu este soarele, sunt radiațiile și razele gamma care vin de la un coasar. Deci, pe scurt, vei avea probleme serioase. Cum a ajuns un coasar aici și ce se va întâmpla cu Pământul dacă un coasar se mută în cartierul planetar din sistemul solar? Despre asta o să vorbim astăzi, așa că fiți siguri că veți rămâne până la sfârșit pentru a afla răspunsurile acestor întrebări. Sper că nu ai niciun plan pentru astăzi, pentru că unul dintre cele mai luminoase, puternice și energetice obiecte din Univers a oprit în sistemul nostru solar. Însă ce se întâmplă mai exact? Un coasar este rezultatul a două găuri negre care se ciocnesc și formează o gaură neagră supermasivă cu o masă centrală de un miliard de ori mai mare decât a soarelui nostru. Când găurile negre se combină, totul iese de sub control. Cele două încep să-și consume reciproc tot gazul și praful cosmic, alături de orice altceva din apropierea lor. Deci, dacă se mănâncă reciproc, atunci de ce emană acea lumină puternică specifică unui coasar? Ei bine, materialul care este aruncat peste tot prin spațiu, începe să strălucească datorită supunerii la presiune și fricțiune, rezultând o lumină orbitoare care se propagă prin univers. Dacă toate aceste lucruri s-ar întâmpla în vecinătatea Pământului, ar fi rezultatul coliziunii dintre gaura neagră din mijlocul galaxiei Calea Lactee și gaura neagră din mijlocul galaxiei Andromeda, care se află la 2,5 milioane de ani lumină depărtare. Dacă cele două s-ar întâlni, am fi martorii unei cantități enorme de lumină infraroșie expulzată prin tot universul. A, ah, și încă ceva, acest eveniment va duce la moartea și distrugerea vieții de pe Pământ, în caz că nu era evident. Ce se va întâmpla cu planeta noastră, ține-te bine pentru că va fi extraordinar! Depinde din ce punct de vedere privești situația. Coasarii aruncă jeturi de particule atât de luminoase încât pun în umbră toate stelele din galaxiile unde are loc coliziunea. Deci, Soarele nostru va fi în principal transformat într-o lumânare aflată în lumina reflectoarelor. Iluminarea alături de radiația degajată de un coasar ar strica atmosfera Pământului. Acea lumină este suficient de puternică încât să energizeze particulele care compun atmosfera și să le elibereze din atracția gravitațională a Pământului. Atmosfera noastră va fi distrusă și alături de ea toate plantele, animalele și orice alte forme de viață vor dispărea în scurt timp pentru că atmosfera este stratul nostru protector care definește stabilitatea planetei și reglează temperatura. Fără ea, oceanele ar seca, gheața arctică se va transforma în vapor de apă și toată planeta în general va deveni mult mai fierbinte. În plus, față de faptul că vom fi orbiți la propriu de lumina puternică, nu am avea aer proaspăt de respirat. nicio o plantă pe care să o mâncăm sau cu care să hrănim animalele și de asemenea nu ar mai exista apă potabilă. Viața pe pământ va fi complet anulată. Însă, din fericire, aceste evenimente se vor întâmpla foarte rapid, deci nu va trebui să ne chinuim prea mult cu o apocalipsă extenuantă și lungă. Cel puțin este și o parte bună în toate acestea. Dar ar putea avea loc un astfel de scenariu apocaliptic? Ei bine da, dar nu în următoarele 3 sau 4 miliarde de ani. Oricum, în această perioadă lungă de timp, suntem destul de siguri că un alt eveniment dezastros despre care probabil am vorbit în videoclipurile anterioare, ar putea lovi Pământul și ar duce la sfârșitul viețuitoarelor. Deci nici măcar nu vom fi prin preajma atunci când un coasar se va forma în urma coliziunii celor două găuri negre vecine. Însă ne face să ne întrebăm ce alte mistere ascunse în găurile negre așteaptă să fie descoperite de noi. O să putem valorifica energia unei găuri negre în viitor? Ei bine, vom ajunge și la acest subiect. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!